În data de 15 mai, publicul din Suceava a avut prilejul de a participa la un spectacol susținut de trupa Boschito și Ovidiu Lipan Țăndărică. Boschito este o formație de muzică românească fondată de Radu Almășan. Trupa a creat o fuziune de rock latin cu o gamă largă de influențe muzicale. Îmi place foarte mult Bucovina, trebuie să fii nebun să nu-ți placă, este superb. Dar colegii mei sunt de chitaristul Ciprian și toboșarul Dorin sunt din Piatra Neamț, știi? Piatra Neamț nu e Bucovina, evident, dar fiind de aici din zonă, cu siguranță ca o afecțiune sporită pentru nordul Moldovei, să spunem așa. Ovidiu Lipan Țăndărică este un muzician, compozitor și baterist român, cunoscut ca membru a două formații marcante de muzică rock din România, Roșu și Negru și Phoenix. A fost o cântare pentru mine să mă aflu din nou la Suceava, orașul copilăriei mele, pentru că veneam foarte des la prietenii mei de aici, unul dintre ei, Cătălin Guguianu, care mama lui și el e din Suceava, și mulți alți prieteni. Aveam 13-14 ani când vorbeam de lucruri frumoase care vrem să le realizăm în viață, de filozofie, de ce ne așteaptă viitorul, și iată-ne că am ajuns în 2015. O foarte mare parte din prietenii mei sunt prin toată lumea. Cătălin este la Paris, este un mare pictor renumit și face carieră acolo. Iar eu m-am reîntors la locul faptei, la Suceava, unde cu mare drag am bătut și toaca când aveam vreo 14 ani la biserică, la mănăstire, aici în centru, vis-a-vis de liceu Ștefan cel Mare, da. Recitalul care l-a prezentat în seara asta face parte dintr-un proiect mai amplu care îl voi prezenta la diferite evenimente importante în România și afară, cu dansatori, cu o cântăreață de operă și cu un keyboarder, un specialist în MOOC synthesizer cu emulatoare de sunete. Va fi un proiect de muzică back to the future, înapoi în viitor, care reprezintă perioada frumoasă în care eu cu Roșu și Negru făceam acele opere rock în anii 70. De aceea și această formă de a cânta în continuu, cu o expresivitate improvizatorică, dar acest eveniment se rezumă într-adevăr la un spectacol de sunet și lumină, care îl vom prezenta mai amplu, cu proiecții, cu laser, cu lumini și cu o formă de prezentare cu dansatori. Nu vreau să spun mai mult, dar în orice caz va fi o formă de event, încheiere, deschidere de evenimente, care va dura în jur de 35-40 de minute. Și eu sper că v-a făcut plăcere și în seara asta acest program care l-am realizat împreună. Formația Boschito este una din formațiile mele preferate, cântă live senzațional și de aceea îi apreciez și susțin. Și de fiecare dată sunt alături și suntem împreună, facem o echipă bună. Doresc tuturor sucevenilor o viață liniștită, plină de bucurii, împliniri, și să ne revedem cu bine. La revedere!